Așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani, administratorii castelului Miclăușeni organizează și anul acesta o petrecere de întoarcere în timp. Este vorba de rememorarea Belle Époque, a epocii de gloria castelului de la Miclăușeni, din păcate distrus în timpul comuniștilor. Deschiderea festivă a manifestărilor va avea loc sâmbătă, 4 septembrie 2016, prilej cu care vor avea loc lansări de carte, concerte corale, ateliere de lucru pentru adulți și tineri. Toți cei pasionați de perioada Belle Époque, dar nu numai, să vină în acest sfârșit de săptămână la castelul Miclăușeni din județul Iași. Atunci castelul își va deschide porțile într-o atmosferă de sărbătoare. Deschiderea festivă va avea loc sâmbătă, început cu ora 10, când se va lansa și volumul Palatul Sturza de la Miclăușeni, file dintr-un album risipit, apărut la editura Doxologia. De asemenea, vom vorbi despre povești de succes ale unor conace și castele revitalizate din România, dar vom avea parte și de muzică bună. Este vorba de un recital susținut de corala Universitas sau Universității din Iași. În același cadru istoric vor avea loc și deschideri ale unor expoziții de obiecte care au aparținut familiilor nobiliare din România, organizate în colaborare cu Muzeul Peleș și Muzeul Moldovei. Se vor organiza și spectacole în aer liber pentru copii și adulți, concursuri de dans, concursuri de tir cu arcul. De asemenea, tot sâmbătă se va deschide pentru public expoziția Obiecte ale familiilor nobiliare românești. Aceasta este organizată împreună cu Muzeul Național Peleș și cu Complexul Muzeal Național Moldova Iași. De asemenea, în cele două zile vor fi tot felul de activități interactive, atât pentru copii cât și pentru adulți. Printre acestea ar fi spectacole în aer liber de teatru, dans, muzică de epocă, ateliere de creație, cum ar fi un atelier special pentru copii de decorațiuni, tehnica decupajului, tir cu arcul, jocuri de improvizație, face painting, modelaj din baloane. Doritorii de petreceri vor putea participa și la un dineu la castel, concurs de dans, muzică bună cântată de fanfara garnizoanei Iași. Am pregătit și o seară specială, un dineu care va avea loc sâmbătă. Duminică, de asemenea, un concurs de vals va fi. Vom avea parte și de muzică cântată de garnizoana Iași și alte evenimente speciale. Intrarea la evenimentele de la castelul Miclăușeni se va face pe bază de bilet cumpărat la intrare în valoare de 10 lei pentru adulți, 5 lei pentru minori în vârstă de până la 14 ani și gratuit pentru copiii sub 14 ani. Intrarea la eveniment se va face pe baza unui bilet în valoare de 10 lei. Copiii cu vârste între 14 și 18 ani vor beneficia de o reducere de 50%, iar cei sub 14 ani vor intra gratuit. Acestea pot fi cumpărate chiar de la castel la intrarea în parc. Banii obținuți din aceste activități vor fi folosiți pentru restaurarea castelului. Palatul Sturza a fost construit în stil neogotic între anii 1880 și 1904 de Gheorghe Sturza și soția sa, Maria. În prezent, castelul e proprietatea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Castelul are trei obiective: Biserica Sfinții Voievozi, datând din anii 1787, Castelul Sturza din secolul al XVII-lea, reclădit în 1752, și secolul al XIX-lea. Castelul a fost donat de Ecaterina Cantacuzino în 1947 Episcopiei Romanului, împreună cu parcul de 30 de hectare de pădure în amenajarea unei mănăstiri de maici. Pe vremea comuniștilor a fost transformat în depozit de arme, apoi în centru de plasament pentru copiii cu handicap psihic sever. În 1968 castelul a căzut pradă unui incendiu devastator izbucnit la mansardă. Apa folosită la stingerea incendiului a dus la degradarea gravă a construcției.